Așa. Și o să încep făcând o legătură cu ce a precizat domnul președinte în deschiderea conferinței. Mi-am notat, să nu greșesc, să legăm conceptul de partea de educație. Facem parte și din colectivul de muzeografie și educație. Și eu am mai prins o bucățică de geologie, am făcut geologie și am dat chiar bacalaureat. Nu cunoaște importanța unei fosile, nu avem nici pretenția să nu sape acolo. Prin urmare, o să trec destul de rapid astăzi pe scări. Da. Tot așa, în urma unor proiecte de cercetare în care a fost implicat institutul nostru, pe care l-am mai prezentat anterior și nu o să intrăm în amănunt, tot așa, pe situri am fost și le-am analizat, în special starea lor, dacă mai există, pentru că asta, pentru a putea face o parte a siturilor, trebuie să vedem dacă mai există, că am avut și nefericita plăcere, să zic așa, să constatăm că situa a dispărut. Chiar dacă era destul de în pădure, neaccesibil, din rațiuni naturale, prăbușiri, acoperiri. În urma cercetărilor efectuate, am reușit să acoperim bună parte din țară, iar județul Constanța, fiind mai accesibil și mai des vizitat și în alte proiecte legate de hidrogeologie, am reușit să îl cuprindem în totalitate în ceea ce privește siturile geologice, în special, deci am încercat să nu ne băgăm pe ceea ce este arheologic, pe treaba biologică. Și am reușit să scoatem și un volum în urma acestui proiect, în care avem un preambul despre ce reprezintă, am gândit noi că reprezentau un sit geologic. Și cu exemplele de rigoare, în carte noi am împărțit aceste situri, unele dintre ele prinse în legea 2000, altele multe ne dorim să fie prinse, cum este și cazul de situri de la Vesbez. Nefiind prinse în lege, ele nu sunt supuse niciun rigorilor, apropo de aruncat gunoaie, de construcție, de exploatare chiar, de niciun fel. Exemple sunt multe. Aici este zona pescarilor, este foarte frumoasă. Locul de la Chindărești, unde avem fosile pe care pescarii calcă. Peste fosile aia se trage barca. Avem o diferență de opinie aici. Am întâlnit lucrări în care se spune că dacă ai întâlnit în loc o fosilă și o fosilă necolectată, este o fosilă pierdută. Pe de altă parte, eu sunt mai mult pe ideea de a păstra fosila în loc, că de multe ori poate să însemne ceva mult mai mult. Și aici sunt în accepțiunea colegilor arheologi, pentru care contextul de multe ori valorează mai mult decât obiectul în sine. Pentru că îți oferă mult mai multă informație decât am o fosilă. De unde? De pe acolo. Nu știi exact în ce strat a fost găsită, în ce condiții. De asemenea, propunem și ideea de rezervație geologică, ceea ce nu înseamnă doar un sit, un loc, ci exact o parte. Acum, dacă faci un geoparc, ar fi și mai frumos, pentru că asta implică și comunitatea locală, implică și o oarecare dezvoltare durabilă a zonei, prin valorificarea în toate modurile sustenabile ale rezervațiilor, atât geologice, cât și culturale, cât și istorice și biologice. Ideea de rezervație fiind ceva mai extinsă decât cea de simplu sit. Poate să aibă extindere chiar de 1 metru. Am vizitat foarte multe locuri, unul foarte bine semnalizat, atât pe mijloacele informatice, cât și cu panou, toate cele este de-a numelcilor, de Coalba, de exemplu. Am avut fericita plăcere să văd că nu este stânca respectivă, nu este vandalizată, mă așteptam să găsesc ceva în semne sau urme de ciocănituri sau... Dar se prezenta destul de frumos. Este foarte accesibil, este la drum, este în apropiere de cascade frumoase, locurile primitoare. Am vizitat și cheile Dobrogei, nu mai erau discuțiile cu accesul în ele, pentru că dacă aș fi fost un rău voitor, pe mine nu m-ar fi împiedicat nimeni să fac ceva rău acolo. Adică nu ne oprim nimeni, nu am văzut nici măcar scris. Apropo, în afară de acel panou montat, am înțeles chiar de dumneavoastră cum
acela că e parcarea interzisă? Nu, noi n-am montat nici. Primăria, primăria cheia, este... Doamna primară a ținut morții să-și monteze un panou personal. Și în loc de... Cine? Și toate mașinile... Doamna Iacobiți, de cine vorbiți? Da. Da, în locul Doamna Iacobiți, da, da. Grădina e. Da, am fost și ne-a primit și da. Chiar a arătat că da. Vă interesează. Am vorbit și cu soțul care e antreprenor agricol și a zis, punem bani, punem bani. Deci asta e un moment important, să fie acolo permanent. Vă trimitem poze recente. Păi haide să facem, că deci, am discutat cu ei. A făcut o amenajare în izvorul ăla de acolo. Hai, bine, știu, știu. Și și-a montat panoul politic. Și-a pus cu numele dânsii, că am făcut apa. La anul sunt alegeri. Apropo de încălcarea legislativă în situl Natura 2000, sau că, domne, aici nu se va construi, că este protejată și nu știu, am pus o floare doar ca să-mi aduc aminte să vorbesc, de asta nu este o floare protejată, e crana vacii, e ceva banal, dar... În momentul în care, să zicem că se întâmplă, se modifică clima, încălzire globală, dispare planta protejată. În legislație nu scrie nicăieri că zona respectivă e protejată și pentru geo. Scrie doar de planta respectivă. În Natura 2000, majoritatea sunt pe bio. Bio și este și pentru geo, și pentru spău, și pentru agro. Da. Deci aici chiar că e un concept. Exact. Și prin, de asta subliniam că ar fi important să fie prinsă legislație și partea de geo, odată cu dispariția părții bio, să nu dispară, să nu înceapă să fie agresată și partea geo, care, din fericire, actualmente este uneori protejată prin existența. Animalii. Da, da. Bine, dacă mergem pe am zi, dat un exemplu, dar sunt zone locale care protejează strict... Până la lege, care este un proces, îl știm, sinuos, greu, așa. E bun un exemplu. Dacă în ariile astea mixte există o cooperare și bine dirijată de cineva, uite, nu, eu iau exemplul Universității Ovidius, care a reușit să aibă o autoritate științifică în zonă. Am dezvoltat acolo conceptul de mediu academic în dezvoltarea regiunilor. Universitatea care reprezintă tot partea intelectuală, să zicem, la nivelul superior pentru Torruța, se implică în treaba asta și face când asta. Dar trebuie, într-adevăr, modele. Nu putem să facem fără legislație. Nu cer scuze că trebuie să vă contrazic. Am stat de vorbă cu rangersii care administrează parcul de la Bigger. Și în momentul în care a căzut cascada, am fost chemați așa, și ne-au prezentat că au fix lângă, destul de aproape, tot la drum, tot foarte frumoasă, o altă căscăduță, care, din păcate, nu se vede. Nu se vede pentru că au crescut copacii. Și am întrebat, da, ce nu așa să vadă turistul? Dar aceea care a rămas tot, e frumoasă, nu te duci pe drumul ăla și vezi slavă Domnului. Regesul a spus că el nu poate să taie vegetația de lângă cascadă, pentru că este parc natural și este inclusă, protejat. De asta ziceam că nu cred că ar fi foarte mare distrugere de habitat, că nu este vorba de tăiere de 100 de metri. 2 metri, cât să vadă turistul. Concluzia de la Bigger este ce piroane să băgăm să prindem la loc cascadă. Da, toată lumea vrea să lucrească. Cu pereții de la Petroșani e figurează pe internet, îi putem găsi. Scrie despre ei, dar nu ceva amănunte, înăuntru un sat absolut mic. Petroșanii de Dobrogea. Da. Ar trebui, cred că, mai mult... Deci perimetrul este lângă sat. Este conturat pe hartă. E porțiunea de cretacic, care conține amoniți fosfatizați, adică care conservă cochiliile originale. Caz care, mă rog, se mai găsesc în două locuri, Dobrogea. Însă, acolo sunt... Toată lumea nu știe de ea. Treci pe drumul ăla, îl vezi în dreapta. Nu numai. Dacă ca să ajungi la rezervoare, faci abstracție de vegetația care a crescut. Capre, de oi și, mă rog, câini. Care sunt în baza rezervației. Aici am pus enumerate tipurile de situri în paleontologie prinse în părțurie. Am dat și un exemplu de fișe, cum am gândit noi, că
ar fi o fișă de sit pentru o evaluare. Aici e vorba de abatere. E prea mult text acolo. Articol științific deja. Păi sunt pagini din carte. Nu, dar să vă arăt un model de fișe, e foarte bun modelul, dar e foarte greu să pui lumea să-l completeze. Vorbiți de acela de completare, răspuns la întrebări cu multe exulete și doar se completează căsuțele. Și eu am văzut cam așa. Și modelul ăla acela. Avem și propuneri, noi asta fiind cariera de lavator, apropo de zona de la Hârșova, care este prin apropierea cetății și este... Noi l-am propus, de exemplu, ca un sit geoturistic. Deci am regăsit ceea ce a găsit Simionescu, nivelul de oxfordian inferior, cu specii caracteristice, le-a publicat colega mea acum câțiva ani la Craiova. Pur și simplu se poate contura exact stratul care conține oxfordianul ăsta inferior cu ceea ce îi trebuie lui, adică o asociație fosilă caracteristică. Și este singurul din țară oxfordian inferior pe care îl avem. Motiv pentru care noi am propus în carte să fie rezervație strictă, științifică, strict pe acel perimetru al stratului. În același model avem și situri geologice pentru coloanele caracteristice, e cariera de la Murfatroar, de care am putea beneficia desigur și de prezența sitului arheologic din zonă, deci s-ar putea face o rezervație complexă. Dar e închis și bine că e închis, nu se pot vizita bisericuțele. Și bine că nu se poate. La Basarab mi-au dus un fel de haldă de cretă, da. Bolovan de cretă și i-au deversat acolo, că s-a creat o structură oblică, dar care este artificială, da. Și chiar unii au crezut că e o delta. Da. Deci acolo trebuia... Cariera mare. De lângă... De lângă biserică. Cu Simona am fost și am făcut ridicare pentru teza ei. Se poate face o coloană și conserva pe 2, 3, 4 metri pentru standard al formațiunii. Și am propus în carte mai multe astfel de rezervații porționale din cariere sau din deschidere. În sensul că am vrea să păstrăm și eventual o și marcăm pentru conferințe internaționale, așa cum erau înainte. Ca să se știe ce coloană este acolo. Practic, coloana ne interesează. Da, hai, lasă că facem propuneri la lucruri concrete și o să discutăm. Despre asta am vrut noi să vorbim, da. Despre alte modalități. A de terminat? A... E gata? Nu, este nu e gata. Problemă mai mare. Ia gândim și la cine. Ia căzut rețeaua. Noi am vrut să aducem întâi niște exemple în care se pot face diferit, diferențiat porțiuni de rezervații. Păstrând acele lucruri care se și pot eventual închide dacă e nevoie. Sticlă cu ceva, nu știu. Plus, discuta domnul Scolca de movila bandului. Noi am fost și am colectat. Dar trebuie să știi foarte bine locul, sau, mă rog, să ai experiență de geolog sau paleontolog. Ideea este următoarea. Acel deal care este figurat și pe Google ca rezervație, movila bandului, deține, de fapt, un strat de 20 de centimetri cu fosile, fosfatizat. Eu nu am văzut acum de la modul care am prezentat, adică am mers până la sfârșit, hai să mergem până la sfârșit și discuții. Da, hai că am depășit. Mergi până la capăt. Apropo de... Aici am avut divergențe cu colegul, că am fost... Așa arată piatra. O zonă. Am fost la piatra săptămâna trecută. A cine asta? Terenul e cumpărat de un localnic care a vrut să-și facă nu știu ce... Și noi am văzut pietre în joanturile oamenilor. Exact. Asta sunt sute de ani. Nu poate să-și facă din cauza conductei de gaz, dar
se fac... Lumea exploatează. Am găsit-o la propunere de extragere. Una din dările mele de la 1930, când au zis că ar trebui să exploateze ca piatră de drum, dar din cauza că e prea știoasă, nu a rezistat. Nu știm dacă e de ridicat. A plecat aici, adică nu știm dacă mai sunt conectați pe nivelul. Păi nu mai sunt, că s-a întrerupt. Dar s-a și dat drum. Din de vedere geoturism. Ceea ce ar implica exact cum au prezentat în pădure, acolo un turism de tip organizat, adică ca un ghid local care să se nume și care totodată să aibă și un rol de protecție, adică nu un ghid de cațel pe stâncă, că poate se vadă și cu tine și poți să distrugi și situ, sau nu umbli prin zonele unde nu trebuie. Am găsit și zone foarte frumoase din punct de vedere fosilifer, dar total nepromovate decât la nivel local. Deci am întâlnit și partea inversă, în care un localnic s-a chinuit să facă din căminul cultural un muzeu și etnologic, dar și geologic, este cazul de la Tășan. A, la Tășan, a reușit. Da? Am întâlnit și zone semnalizate, îngrădite, dar numai din punct de vedere al siguranței, care ar fi ajuns prin zonă, fără informații, este zona de la Betfia. Un sit care, din păcate, ar trebui cel puțin semnalizat, pentru că e păcat fiind la drum, fiind foarte accesibil, poate, nu știu, amenajat în zonă un loc de oprire, pentru că nu prea ai unde să oprești. Acolo este vorba de globul Craiovei, unde fosilele cad singure din sit pe asfalt. Sunt pectinide mari. Propunem realizarea unor criterii de clasare ale siturilor, oarecum similare cu cele utilizate pentru clasarea celorlalte bunuri de patrimoniu, dar adecvate siturilor, deci un pic adaptate situației. Fișa de sit utilizată în carte, noi o propunem ca model de fișe. Poate fi utilizată și varianta aceea cu bifat de căsuțe, dar mi se pare că anumite întrebări sunt, necesită mai multă amănunțire. Mi se pare că întrebările acelea sunt generale. Starea situlului bună. Bifat. Avem și câteva propuneri de amendamente la lege pe care le vom păstra pentru nivelul de discuții. Unele dintre ele au fost deja amintite, altele nu. Un exemplu de cum ar putea fi realizată o protejare, atât o zonă cu un nivel strict de protecție, adică o parte a situlului să fie cu protecție strictă, să fie eventual cercetat numai științific și în anumite, adică se anunță, se cercetează științific, dar să fie și o zonă în care să fie un perete amenajat, vizitabil pentru turistul care să înțeleagă importanța. Adică avem și noi o dală, ca în Franța, în pădure la Râșnov, care poate fi amenajată parțial pentru vizitare și parțial să rămână pentru domeniul științific. Propuneam și noi acea descărcare arheologică care să fie transpusă și în domeniul geologic, pentru că aici, de exemplu, am întâlnit într-un loc, se tocmai făcea o autostradă nouă, am găsit structura de coral, dar nu știu la am găsit un recif, un situ. Deschis, care va fi închis într-un perete. Sau doar cred. Și am mai propune tot așa cum există pentru cei din silvicultură de tipul protejării arilor naturale rangers. I-am propus un termen ciudat așa de georanger și pentru ariile protejate, cel mai ales cu cele pe extindere mare. Aici sunt exemplele din situl de la Râșnov, dar situl propus să fie zonă protejată și pentru captești cultivă și pentru partea lui. Turistică. Simple. Să
sunt detalii din prezentare care a fost prezentată. Aici este vorba de o zonă tot de acolo, care în trecut era un afloriment, prezenta, au fost găsiți belemniți, au fost găsite și alte structuri geologice de interes de cercetare, dar în prezent, spuneam că în mod natural au curs pe pantă o grămadă de material bun, și situl este actualmente acoperit. Acoperit? Acoperit, tot acoperit.